Da. Să salut, domnilor! Bună ziua, bună ziua! Am porit o cameră. Activitatea de astăzi, mai specific meciul de fotbal dintre echipa persoanelor private de libertate și Gloria Bistrița, este o activitate inedită. A fost rezultatul colaborării dintre penitenciarul Bistrița și clubul de fotbal, grație relației de colaborare existente între organizațiile noastre. Este un joc care nu va ține cont de rezultat, bineînțeles, ținând cont de faptul că persoanele private de libertate nu au experiența necesară unui astfel de sport, nici nu au astfel de abilități sportive. S-au pregătit de anul trecut, a fost o întâlnire cu Sergiu Costin de la Galați și atunci s-a discutat despre eveniment și în sfârșit s-a putut concretiza și noi am încercat să facem un pic de echipă. Nu prea avem terenul, nu prea avem bază de pregătire, dar cât am putut, am încercat măcar să-i punem să stea pe teren, să stea în gheate, cum se numește. N-am mai fost pe stadion așa ceva, niciodată. Este greu? Cam greu, cu condiția fizică. Teren mare, am jucat numai pe teren mic. Credeți că aveți șansa să câștigați? Nu, nu se poate. E practic un fotbal numai la pușcărie, băieții joacă fiecare zi, fac antrenamente la teren mare. Foarte special pentru noi. Noi suntem în penitenciar și în primul rând îi mulțumim și conducerii că ne-au oferit această posibilitate de a juca cu echipa care promovează în divizia A. Este ceva unic pentru noi și mulțumim conducerii.